Salutare, oameni dragi! Pentru că nu v-am mai arătat de mult cât de mari meșteri sunt eu și ce talent am eu prin meșterii și pentru că am nevoie de o notieră, m-am gândit, mamă, ce prilej bun să arăt oamenilor talentat sunt eu în a face o noptieră. Deci, astăzi, facem o noptieră. Hai să începem! Deci, avem două bucăți de dulapi. Cum vedeți, foarte abraziv și o să luăm cu rindeaua să-i facem foarte finuți, cum ar veni asta așa. Deci, m-am apucat frumos și am luat la rindeluit dulapul. Doar că era atât de strâmb încât o trebuie să am mult grijă să-l îndrept. Deci, după, vedeți, dungile alea, era strâmb cum e asfaltul vara când trec camioane peste el. Așa de strâmb era, exact. Am mai luat după aia și cu flexul un rând ca să fiu sigur că e cât de cât drept. Nu știu dacă ești perfect drept, dar în fine. Aici vă dați seama că sunt foarte talentat pe videografie, pentru că am filmat o jumătate de oră fără blur, total în ceață, pentru că era camera dată pe modul manual și da, sănătos să fie. Așa că dacă nu vedeți ce se întâmplă, vă zic eu. Am tăiat 4 bucăți la 50 cm lățime și 2 bucăți de 30 cm, care puse picant o să vină cum ar veni carcasa. Alea 2 picant, alea 4 pe lung și carcasa asta. După care am luat frumos un rest de grindă de 10x10, care avea vreo 20 cm sau mai puțin, l-am crăpat în 4, l-am tăiat în 4, nu l-am crăpat. În alea 4 bucăți au fost picioarele și picioarele astea, într-un capăt le-am tăiat în unghi și în celălalt le-am lăsat așa, ca să fie bine, ca să nu fie rău. După care, foarte important, cea mai bună investiție probabil e freza asta de lemn, care dacă ai niște burghii anume, poți face minuni cu lemnul. De exemplu, aici, dacă își mirghelești finuți colțurile cu un anumit burghiu, iese un colț foarte la rotund și foarte, foarte mișto. Pare că e făcut de un profesionist, pare că e aproape cumpărat lemnul ăla. Și eu, deci e o opțiune destul de ieftină, vreo 300 de lei freza și vreo 70 de lei, cred că toate burghiile alea. După aia, ca să fiu sigur că totul e perfect, am băgat și flexul cu o pânză de șmirghel ca să fie totul finuț, perfect, fin, 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 ca fundul lui bebeluș, de lemn. Ca fundul lui Pinocchio când era mic, ăla-i. Dar, pentru că au rămas găurile de la șuruburi, m-am gândit că nu vreau să le văd tot timpul acolo, așa că am luat un kit de lemn și l-am chituit frumos, am chituit frumos lemnul. E o chestie care se dă foarte ușor cu un șpaclu și se finisea și se usucă în câteva ore, după aia îl finisez și nu îți mai dai seama că unde e lemnul și unde nu-i. Și eu așa am făcut. Iar dacă imediat după aia pist tot lemnul un lac, totul este perfecto. Și produsul e cam așa. Arată chiar bine, după părerea mea. E foarte minimalist, așa, foarte drăguț. N-am vrut să-i fac un raft, pentru că se potrivește așa foarte micuț cu ce avem noi aici în dormitor. Am făcut două, am făcut una pentru mine și una pentru Anisia. Picioarele sunt mai lungi la mine pentru că prizele nu se egale. Nu știu cum dracu nu poți pui două prize la aceeași dimensiune. Nu am măsurat meșterul, în fine. Ăsta e produsul. Mie îmi place mult cum a ieșit. Dacă vreți să vă fac și vouă, dați-mi un mesaj. Eu vă dau un preț. Dacă vreți vă și scriu ceva pe el, vă gravez în asta și vă fac și un filmuleț cum l-am făcut. Pam, pam. Deci, mersi frumos că v-ați uitat. Doamne, așa, dacă dați un share, v-am pupat.